Odată la 4 ani ne cer votul. Odată la 4 ani doresc să obțină toată încrederea noastră. Dar cine sunt ei? Cine sunt candidații care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani? Sunt Claudia Șimon și până pe 27 septembrie ne vedem pe Transilvania TV pentru a-i cunoaște pe cei care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. O nouă zi cu discuții interesante, aș spune eu, aici la Transilvania TV. De această dată, invitatul meu este un om tânăr, un om nou pe scena politică sălăjană. Este candidat pentru una dintre primăriile din județul Sălaj. Este vorba despre domnul Liviu Fărcaș, candidat pentru primăria comunei Cizer, din partea Alianței USR Plus. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Da, mă numesc Liviu Fărcaș, am 43 de ani, de profesie sunt economist. Născut în Pria, crescut în Pria. Om de-al locului. Da, de-al locului. Am făcut școala în Pria, am prins și acei ani în care am făcut naveta la Cizer, 3 ani pe jos, câte 7 km zilnic. Am făcut școala la Zalău, ulterior la Timișoara, facultatea la Cluj. Ați activat în domeniul privat până de curând. Da, așa este. Cum ajunge un om din privat candidat pentru alegerile locale? Da, vin din mediul privat. Am locuit timp de 10 ani în Austria. M-am întors în România tocmai ca să pun în practică ceea ce am învățat acolo. Austria, exact cum o numesc eu, e, să zic așa, societatea care tinde către perfecțiune din punctul meu de vedere, deoarece serviciile oferite cetățeanului sunt foarte bine gândite și accesibile și indiferent. Nu există acea diferențiere pe care o avem, o regăsim la noi. Vin din mediul privat, da, într-adevăr. În domeniul meu de activitate am colaborat foarte mult cu instituțiile statului din România în ultimii ani și știu problemele pe care le întâmpină în general persoanele juridice când trebuie să apeleze la instituțiile statului. Vorbim de acea birocrație și care piedici. Care ne sufocă încet, pe toți. Da, este omniprezentă. Și asta e motivul pentru care am decis să fac pasul către politică. De fapt, omul care, să spun așa, a fost ca un imbol pentru mine este Dacian Cioloș. Datorită lui, efectiv, m-am înscris în plus în 2019. Practic, sunt un om nou în politică și motivul pentru care am decis să candidez pentru funcția de primar în comuna Cizer este tocmai acela că am observat că în ultimii ani vorbim exact de aceiași oameni, mereu aceiași, că schimbă doar formațiunile politice, în rest absolut nimic. Este o practică foarte bine împământenită aceasta de a ne plimba de la un partid la altul, din păcate, aș spune eu. Da, e acel traseism politic. Practic, acum candidăm pentru un partid, peste următorii 4 ani pentru altul. Și vorbim mereu, noi suntem oameni politici, iar voi sunteți noi, sunteți necunoscuți. Știu că probabil noi nu avem notorietatea pe care o au ei, dar în schimb avem acea voință și dăruință în care vrem să schimbăm lucrurile. Și de multe ori consider că noul poate să constituie un avantaj de cele mai multe ori. Practic, de fiecare dată când apare ceva nou, sunt oameni care sunt sceptici sau sunt oameni care sunt deschiși la ceva nou. Ăsta e unul dintre motivele pentru care am decis să fac pasul spre politică și să candidez la Cizer. Și în perioada aceasta de pandemie, făcând naveta efectiv de la Pria la Zalău, constați că lucrurile practic, dacă te uiți în urmă cu 20 de ani, nu s-au schimbat foarte mult, exceptând anumite gospodării care au fost renovate, mai avem câțiva metri pătrați de asfalt și în rest absolut nimic. Mi-ar fi plăcut ca acum, în 2020, să nu vorbim despre utilități, să nu vorbim despre infrastructură. Infrastructură în special. Da, dar uite, la sate ne confruntăm cu problema asta. Avem acces la internet, dar nu avem apă, spre exemplu. Deci ceea ce mi se pare absurd. Dar sunt probleme cu care ne confruntăm, în special în mediul rural. Vreau să ne oprim un picuț punctual pe comuna Cizer. Sunteți un om care a fost plecat în afara țării, sunteți economist de profesie, veniți din mediul privat, sunteți de nici un an sau aproximativ un an în viața politică, să spun așa. Hai să zicem membru de partid. Da, că e mai corect. Cel mai bine, da. Așa?
Ce putem aduce din experiența, din viața profesională în administrația locală? Pentru că, într-adevăr, problemele sunt multe. N-are sens să povestim despre infrastructură. E clar că acolo sunt cele mai mari probleme. Cum spuneați despre apă, avem internet, dar n-avem apă, da, și așa, exact, și așa, exact, mai departe. Hai să vedem ce putem să facem cu această comună, să-i dăm o șansă, o șansă la viață, aș spune eu. Pentru că în momentul de față e greu să spunem că există viață în satele din Sălaj. Da, da, da. Aici aveți perfectă dreptate. Constatăm și noi că satele s-au depopulat în ultimii ani, sunt foarte îmbătrânite, iar tinerii, practic, au plecat. E vechea și eternă problemă din ultimii 30 de ani din România, spun eu. Da, spre exemplu, Comuna Cizre a avut 5 școli. În momentul de față are una singură, un număr redus de elevi. În primul rând, trebuie să ne îndreptăm și spre educație. Am spus-o mereu, o societate care nu este educată nu evoluează, nu are cum, efectiv. Am constatat în ultimii ani că nu există niciun dialog în general între unitățile administrative teritoriale și instituțiile de învățământ și cetățenii în special. Și putem face foarte multe aici. Într-adevăr, vorbim de Comuna Cizre. E o comună destul de săracă, din punctul meu de vedere. Dar este o comună frumoasă, cu un potențial exact, turistic exact, fantastic, aici vreau, cu tradiții foarte frumoase. Da, aici vreau să ajung. Avem Măgura Priei, e cel mai înalt vârf din Munții Meseș. Putem dezvolta aici, și aici mă refer la unitățile administrative teritoriale, putem impulsiona în special tinerii să vină și să dezvolte mici afaceri. Și aici mă refer în special la pensiuni agroturistice. Practic, în momentul în care creezi o infrastructură cât de cât accesibilă, și aici mă refer la Măgura Priei, poți dezvolta mici afaceri de familie. Bineînțeles că nu vei reuși să îi ții pe toți tinerii acolo, că nu ai cum, e absolut imposibil. Nici nu cred că v-ați dori să fie. Nu, departe gândul acesta. Dar, în schimb, putem aduce un plus economiei locale, că nu pot să spun. Există mici producători și mici crescători de ovine în general și bovine, dar nu foarte multe, și ar fi foarte interesant. Ar trebui să promovăm consumul local. Că practic promovăm și consumul local, ajutăm micii fermieri și ajutăm în special și comunitatea în sine. Cum stă comuna în momentul de față pe partea asta de pensiuni, de agroturism, de din păcate, producători locali? Pe partea de agroturism sau pensiuni nu avem nimic, cu toate că avem Măgura și e o zonă foarte frumoasă. Nu există. Deci, și dacă ne uităm, suntem la 16 km de drum european E60. Practic nu suntem la o distanță atât de mare de o arteră foarte importantă și foarte circulată, la nici 80 de kilometri de Cluj, Napoca. Deci, până la urmă, am putea dezvolta acest segment de agroturism în zonă. Punctual, cu ce ar putea administrația locală să ajute, să încurajeze, să susțină tinerii sau, în general, oamenii care au curaj să investească acolo? Deci vorbim în special de informare și primăria are și pârghile prin care poate crea și infrastructura necesară, spun eu, pentru a dezvolta agroturismul în zonă. Dar, din păcate, este simplu. Încercăm să accesăm site-ul primăriei și vedem că ultima actualizare din 2018. Asta vreau să și punctez. Să știți că chiar am verificat de curând și lucrurile stau mai mult decât dramatic. Da, da. Deci, adică deținem un domeniu, dar noi folosim Yahoo ca și adrese de corespondență. Deci, practic, refuzăm digitalizarea cu orice fel și refuzăm să trecem la un nivel superior. Eu mereu am spus-o, nu poți să refuzi, deoarece va trebui la un moment dat să acceptăm că tehnologia va face parte din viața noastră. Cu acordul sau cu dezacordul nostru, trebuie să acceptăm lucrul ăsta, că suntem dependenți de ea. Avem Casa lui Horea, nu este deloc promovată. Foarte cunoscută, cred că mai cunoscută în afara județului decât exact, de la exact, județ. Exact, e simplu, mergeți spre Cizre, nu o să vedeți niciun panou informativ legat de... Asta vreau să-și întreb, este măcar semnalizat sau aveți un centru de informare turistică? Nu. Există un știu centru că s-a discutat la un moment dat în anii trecuți, dar nu aș vrea să greșesc, nu știu în ce stadiu este acum. Nu, la Cizre nu există un centru de informare turistică, dar într-adevăr auzisem și eu discuții, dar în schimb există un centru de informare turistică la Horvatul Crasnei.
practic, la acea intersecție către stăci și nu este funcțional. Eu consider că nu mai este necesar încă un centru de informare turistică în Cizer când îl avem pe cel de la Horvatul Krasnei. Ideea este să-i dăm viață, să-l folosim, că ăsta e motivul pentru care a fost efectiv construit. Și cum v-ați propune să puneți problema, hai să zicem, legat de Casa lui Horia? Cum punem problema? Cum aducem oamenii acolo? E simplu. Eu consider că primările, în general, între ele trebuie să colaboreze. Și aici mă refer la primăria Cizer cu primăria Horvatul Krasnei. Și dezvoltat un ghid turistic, efectiv, cu tot ce înseamnă atracții turistice din zonă. Acum avem la îndemână social media, unde putem promova absolut orice, oricând, și sunt foarte ușor de activat și de identificat ulterior. Dar dacă nu-ți propui lucrul ăsta și nu-ți-l dorești, tu ca și administrație, clar că nu se va realiza și va rămâne, da, ok, am auzit despre Casa lui Horia, e foarte frumos, am postat câteva fotografii pe, eu știu, pe Facebook, am făcut câteva selfie-uri pentru Instastory și așa mai departe și rămâne acolo. Și noi nu folosim ceea ce avem efectiv ca și potențial în zonă. Ce ar necesita, nu știu, cât timp ar necesita ca aceste lucruri să fie puse la punct, să putem să vorbim despre turism în comuna Cizer? Eu consider că și resurse și timp nu avem nevoie chiar atât de mult. Și aici când mă refer... Dar ce-a lipsit atunci din administrațiile trecute? În general, lipsește de foarte mulți ani. Nu există acel dialog. Cu cetățeanul? Exact. Nu există. Nu există acel dialog. Există primăria, da? Vorbim de funcționarii din primărie, sunt ei și cetățenii ulterior. Nu sunt deschiși la dialog. Avem, spre exemplu, Măsurișoilor. Un eveniment foarte cunoscut la nivel județean și nu numai. Să știți că sunt foarte mulți oameni din țară care au auzit despre acest eveniment. Da, așa și este. Care au venit de-a lungul timpului. Exact, exact. Dar din păcate a ajuns un bălci, din punctul meu de vedere, în ultimii ani. Nu mai găsești nimic tradițional, nimic nu mai este tradițional, totul a devenit efectiv un bălci. Eu am un proiect în care vreau mai mult de atât. Vorbim de tineri în general. Nimeni nu vorbește despre tineri și nevoile tinerilor. În general, Măsurșoilor este o sărbătoare tradițională. Am vorbit de curând cu colega mea, Ramona Goga, despre o idee care mi-a venit legată de Măsurișul Oilor. Ne-am spus cum ar fi ca sâmbăta de dinaintea sărbătorii propriu-zise să fie organizată, i-am spus eu atunci așa, mai să spunem așa simbolic, să fie seara mieilor. Un concert în aer liber cu trupe de muzică ușoară pentru tineri. Fiindcă noi nu vorbim despre ei niciodată, despre nevoile lor. Ne dorim să-i avem lângă noi, dar uităm, pentru că e simplu. Luăm tineri de 18-20 de ani și nevoile lor sunt altele. Deci nu sunt cele legate de infrastructură și utilități, sunt ferm convins. Sunt și acelea, bineînțeles, și ei și-au dorit. De altfel, noi de asta nu am mai punctat astăzi acest aspect. E nevoie de infrastructură, de canalizare și așa mai departe, pentru că este de la sine înțeles că, indiferent cine ar ajunge la cârma unei comunități, trebuie să se ocupe de acest aspect, este absolut necesar. Da, oamenii aceștia au nevoie și de infrastructură și așa mai departe, au nevoie și de locuri de muncă, dar mai mult decât atât, au nevoie să știe cum să-și petreacă timpul liber, să aibă alternativă, pentru că altfel vor veni, vor sta 2, 3, 5, nu știu, o perioadă de timp și vor zice, păi m-am plafonat, mă plictisesc aici, nu mai am ce să fac, nu mi-o oferă perspectivă, am plecat din țară sau am plecat într-un alt oraș din România. Da, da, din păcate problema asta nu avem numai în comună. Dacă ne uităm la Zalău, exact aceeași problemă. Nu avem nimic ceea ce să oferim tinerilor pentru a-și petrece timpul liber. Și da, într-adevăr, ideea asta ar putea merge mai departe și nu numai. În general, tinerii, nu, vorbesc aici pe timp de vacanță, am observat lucrul ăsta, nu au efectiv ce să facă. Fiindcă și acele, să spun eu, curți ale școlilor care erau înainte, pe vremea mea erau cât de cât îngrijite. Exista acel teren de fotbal sau teren de volei unde pe timp de vară, seara și în general ne petreceam timpul, ne întâlneam și socializam unii cu ceilalți. În momentul de față nu. Au ajuns efectiv niște locuri părăsite, pline de bălării și atunci este lesne de înțeles că tinerii nu mai sunt atrași de sat și dacă nu le oferim absolut nimic pentru a-și petrece timpul liber. Însă, în același timp, în timp ce ne gândim ce să le oferim ca și distracție, trebuie să ne gândim și cum îi facem să iubească tradiția
Pentru că să știți că sunt mulți dintre ei interesați, caută. Cei tineri, generația tânără, începe să caute, începe să-și caute identitatea. Sunt mulți care poate au avut părinții plecați și au petrecut mult timp, în special în vacanțe în afara țării, dar ei nu știu, nu-și găsesc identitatea. Sunt mulți care o caută. Ce putem face pentru ei? Nu știu, se poate introduce în cadrul acestei sărbători a satului, vorbesc de măsurișul oilor, putem să includem anumite elemente tradiționale care să-i aducă mai aproape de identitate, pentru că știm, din păcate, în ultimii ani, măsurișul s-a transformat pur și simplu într-un bâlce, așa cum ați spus, într-o sărbătoare ca oricare alta, dar lipsesc oile și tradițiile acolo. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Exact, asta spuneam și eu. Și este oarecumva ciudat, deoarece avem crescători de ovine în sat. Și sunt oameni mândri acolo, în comună. Exact. Dar, din păcate, cum am spus, în general, cei care s-au ocupat de organizarea sărbătorii în sine s-au focusat efectiv pe acel, să zic, concert de muzică populară și nimic mai mult. Și atunci, nu e lucru rău că există. Absolut. Este foarte bine, și chiar e un moment în care și mulți tineri, vorbesc din zona, au fost promovați, ceea ce este un lucru extraordinar din punctul meu de vedere. Dar haide să nu uităm și de lucrurile tradiționale. Pomeneați, haide să vedem, ar fi foarte interesant să vedem o stână de oi. Să vedem modul în care se produce cașul sau chiar posibilitatea, și e foarte important lucrul ăsta, ca cei care vin la sărbătoare să aibă această posibilitate de a achiziționa produsele locale, efectiv. Ceea ce e un lucru important din punctul meu de vedere, că astfel promovăm în general mai mult comunitatea și sărbătoarea în sine decât prezența, eu știu, unor comercianți care îi întâlnim practic la fiecare pas. Aș mai avea o întrebare. Știu că proiectele sunt multe, știu că mai aveți și altele, dar pentru toate aceste proiecte pe care ne le-ați spus deja, și aici vorbesc și de infrastructură și de canalizare și despre toate celelalte și educație și așa mai departe, orice primărie, orice primar, orice administrație are nevoie de bani. Iar noi știm că, din păcate, Comuna Cizer, la fel ca și multe altele din județ, nu stă neapărat bine la acest capitol. Este foarte posibil, dacă ajungeți acolo, să găsiți o vistierie destul de goală. Ce facem în acest caz? Spun că planuri sunt multe, idei sunt. Eu mă bucur că aveți idei atât de frumoase și mă bucur că poate lucrurile pe care le-ați văzut în alte țări sunteți dispus să le aduceți și să le puneți în practică la Cizer, dar aș vrea să știu, și cred că și cei care ne urmăresc ar vrea să știe, de unde facem rost de bani pentru toate aceste proiecte. Da, trebuie să înțelegem un lucru. Așteptând mereu doar finanțările de la bugetul de stat, nu vom reuși mare lucru. Deci va trebui să încercăm să accesăm cât mai multe fonduri europene și acele programe de finanțare. Da, suntem conștienți că cele mai multe vin cu cofinanțări, dar nu este imposibil acest lucru și am convingerea că, dacă ne dorim, putem găsi persoane specializate care chiar să ne îndrume și să ne ajute ca să accesăm cât mai multe fonduri. Și un lucru este cert. Fără aceste fonduri, noi, mă refer când vorbesc ca și comună, ca și cetățean al comunei, nu vom evolua și nu ne vom dezvolta foarte mult, că nu avem cum. Este imposibil. Avem exemplu în această perioadă de pandemie, vedem cu toții că vistieria statului este goală și știm ce va urma. Probabil va urma o criză financiară și o criză economică și mai mult ca sigur. Și finanțările europene și fondurile europene sunt singura noastră șansă de dezvoltare. Majoritatea oamenilor au vorbit de-a lungul timpului despre aceste fonduri europene, însă vedem din ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți, prea puțini sunt cei care chiar reușesc să pună în practică acest fapt și să atragă fondurile europene. Unde credeți că se greșește sau ce se întâmplă de nu am reușit în atâta timp să avem o absorpție mai mare de fonduri europene, în special vorbesc despre administrațiile locale din mediul rural. Ce se întâmplă acolo și de ce? Vă văd optimist legat de acest subiect. De ce? Da, pentru că am o experiență din mediul privat legat cu fondurile europene și va trebui să găsim o înțelegere, mă refer aici, de instituțiile statului, care practic ar trebui să te ajute și să nu-ți pună piedici în atragerea de fonduri europene. Și de aceea spuneam că sunt optimist. Am avut, cum spuneam, o experiență neplăcută în care practic am ajuns în punctul de a depune un dosar și care mi-a fost refuzat doar pentru simplu motiv că o comunicare venită de la centru a venit după ora 15:30
și nu mai poate fi luată în calcul și termenul limită de depunere a dosarului a fost ora 16. Se întâmpla în Zalău. Ulterior am discutat cu cunoștințe de ale mele de la Cluj și de la Satu Mare și în care mi-au spus că erau obligați să-mi înregistreze dosarul, chiar dacă îl refuzau ulterior. Vedeți, sunt aceste piedici pe care noi ni le punem noi singuri, efectiv. Deci, practic, orice inițiativă care e bine gândită și vine spre cetățean, în general spre binele cetățeanului, spre bunăstarea comunității, de cele mai multe ori este împiedicată de unii funcționari publici, care până la urmă sunt plătiți din banii noștri, să recunoaștem lucrul ăsta. Deci e o chestie pe care ei refuză să o înțeleagă și sunt acolo pentru a ne ajuta și nu pentru a ne împiedica. Dacă nu știi aceste lucruri și nu-ți spune nimeni, uite, du-te, trage-l de mânecă pentru că e obligația lui, nu rezolvăm nimic. Da, așa este. Așa este. Dar, cum spuneam, dacă ai trecut pentru o astfel de experiență, știi că la un moment dat poți să-i spui, ok, cum spuneați, îl trag de mânecă și spun, stai, tu ești aici pentru a mă ajuta pe mine, nu pentru a pune piedici. E direct răspunderea mea dacă acest proiect va ajunge să fie finanțat sau nu. Și dacă va ajunge să fie finanțat, cred că e un plus pentru comunitate în sine. Și mai există o problemă în general. S-a încercat, spuneați că n-au fost foarte multe proiecte și finanțări. Pentru că de fiecare dată s-au încercat acele, să zic eu, hai să le spunem, nu știu cum, artificii, prin care se încerca să se obțină anumite bunuri nevenite în general. Și atunci, bineînțeles, știm cu toții, aceste finanțări sunt foarte bine controlate și sunt foarte bine gândite. Exact. Fiindcă ne-am apropiat de finalul discuției noastre, ar mai fi multe alte lucruri pe care le-am putea discuta cu domnul Fărcaș, dar eu cred că cei care au vrut să înțeleagă felul în care gândiți și ceea ce puteți să faceți pentru Primăria Comunei Cizer reușesc să tragă o concluzie după această scurtă discuție. Însă, pentru că mai avem doar foarte puțin timp până pe data de 27 septembrie, când cei care, sper eu, ne-au urmărit în ultima perioadă în această campanie, vor trebui să ia decizia și să acorde votul. V-aș ruga să le transmiteți un gând care să-i motiveze să iasă la vot. Pentru că e mai important decât să-i facem să iasă la vot decât să le promitem mare acusare, aș zice eu. Da, am spus-o, de fiecare dată am spus exact același lucru. Eu îndemn să meargă și să iasă la vot, mai mult ca oricând. Să respecte întocmai restricțiile impuse de legislație. E vorba de siguranța lor, de sănătatea lor și cum mereu spun cei mai în vârstă că voi tinerii nu vă implicați și ar fi timpul să vă implicați, uitați că am ajuns în punctul în care noi am decis să ne implicăm și le cer pe această cale să ne dea un vot de încredere și celor care n-au făcut politică și sunt noi în politică. Pentru că noi venim cu o altă abordare. Suntem un sufiu nou, o altă gândire, o altă modalitate de a face politică. Lucrurile se schimbă și trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Nu vor mai fi la fel și 2020 probabil va rămâne în istorie, în mod cert. Și de aceea eu îndemn să meargă la vot, îndemn să voteze Liviu Fărcaș pentru Primăria Cizer, candidații pentru Consiliul Local Cizer din partea Alianței USR Plus și candidații Alianței USR Plus pentru Consiliul Județean. Să sperăm că vă vor urma sfaturile. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă aștept și cu altă ocazie, poate după 27 septembrie, să vedem cum au decurs lucrurile. Vă doresc mult succes pentru ziua de duminică. Dumneavoastră, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Nu uitați, pe 27 septembrie este datoria noastră, de fapt, a fiecăruia dintre noi, să mergem și să votăm exact pe cei care dorim să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Rămâneți alături de noi, continuăm discuțiile cu un alt candidat.